așa cum v-am promis, am revenit cu următoarea problemă de geometrie de la acest test. În figura alăturată, ABC este un triunghi dreptunghic în care unghiul A are 90 de grade, iar AD este perpendiculară pe BC cu D aparținând laturii BC. Deci AD este înălțimea în triunghi, înălțimea din punctul A pe latura BC. Dacă BD are 16 metri, iar CD are 9 metri, cerința problemei este să aflăm aria triunghiului ABC. Noi știm că aria unui triunghi dreptunghic se poate calcula din uh, produsul catetelor totul supra 2 sau ca unui uh, triunghi oarecare. Baza ori înălțime supra 2. Baza am putea să o aflăm. Cunoaștem segmentul BD și segmentul DC. Dacă le însumăm, putem afla baza. Se pune problema cum putem afla segmentul AD. Fiind într-un triunghi dreptunghic, aplicăm teorema înălțimii. Adică AD la puterea a doua este egal cu produsul dintre BD și DC. Putem înlocui cele două uh, segmente cu valorile lor, atunci AD la puterea 2 egal cu 9 înmulțit cu 16. Adică AD la puterea 2 este 144. Pentru a afla pe AD, vom scoate radical din 144. AD aici are puterea a doua. Deci AD egal radical din 144, care înseamnă 12 metri. Și astfel am aflat lungimea AD. Am spus că mai avem nevoie și de bază, deci BC este format din BD plus CD, adică 16 plus 9 egal 25. Și astfel putem afla aria Folosind formula bază ori înălțime totul supra 2, adică 25 mulțit cu 12 totul supra 2, după simplificări obținem 6 mulțit cu 25, adică aria lui ABC egal 150 de metri pătrați. Verificăm variantele de răspuns și observăm că varianta A corespunde răspunsului nostru. Aceasta a fost rezolvarea problemei noastre. Atenție, dacă nu am fi știut teorema înălțimii, ne-am fi chinuit mult mai tare să găsim alte laturi, o altă formulă și așa mai departe. Trebuie să găsiți acea definiție și acea formulă, acele teoreme care vă ajută să scoateți, să ajungeți la rezultatul final cât mai rapid. Până data viitoare, țure să ai spor la teme și ne vedem curând. Pa, pa!